Bună ziua! În acest material pregătit pentru dumneavoastră vom afla avantajele vatei minerale ca material termoizolant. La fel ca în cazul polistirenului, am fost criticat de ce oare am făcut un video anume despre dezavantajele acestui material și nu am făcut un video și despre avantaje. Iată a venit timp să vă povestesc și despre avantajele acestui material. De asemenea, aș dori să mă mai repet o dată. Ce am mai spus și în alte videouri, inclusiv ce ține de avantajele polistirenului. Am auzit foarte multe persoane pe acest canal care îmi dau următoarea remarcă. Păi, dacă spui că polistirenul și vata nu-s bune, atunci ce să mai folosim? Eu repet încă o dată. În primul rând, eu nu am zis că materialele respective nu sunt deloc bune. În al doilea rând, orice material are și avantaje și dezavantaje. Iar video trecut a fost anume despre dezavantaje. Acesta deja va fi despre avantaje. Iar în al treilea rând, dacă vrei ca un material să-ți ofere cât mai mult din avantajele sale, din proprietățile sale, în sensul bun al cuvântului, și cât mai puțin din proprietățile sale care îți pot crea anumite probleme, atunci trebuie să înțelegi proprietățile materialului și să alegi anume acea termoizolație care se potrivește cu sandvișul dumneavoastră. Calitățile unui material, dacă în cazul dat vorbim despre vata minerală, fie ea sticlă sau bazaltică, sunt aceleași. Dacă noi o folosim acolo unde trebuie și cum trebuie, o să avem parte doar de efecte pozitive. Dacă noi nu îl folosim acolo unde trebuie și cum trebuie, o să avem parte de anumite efecte negative. Iată ce înseamnă în sensul videourilor mele avantaje și dezavantaje. Eu cred că destul de clar eu am lămurit acum. Eu sper să nu mai apară întrebări, prostești sau remarci și mai prostești. Aveți ceva de adăugat, faceți-o argumentat. Dacă nu vă ajung o leacă neuroni sau educația de acasă, eu îmi pare rău, însă eu nu am să permit insultări și dioțenii pe canalul respectiv. Acest canal este pentru construcții și doar pentru oameni cu adevărat cărora le pasă și pun creierul în mișcare. Mă scuzați că m-am abătut puțin de la temă, să revenim la videoul nostru. Ce o să ofer în continuare sunt informații care în mare parte se referă și la vata minerală bazaltică și la cea de sticlă. Când vor fi careva diferențe între ele, eu o să le menționez, sper să nu uit. Așadar, principalele avantaje ale folosirii vatei minerale sunt următoarele. În primul rând, este un foarte bun termoizolator. Coeficientul de conductivitate termică depinde mult și de densitatea acestuia, însă, în general, valorile sunt de a vatei de sticlă se începe de la 0,3 și 0,32 W pe metru Kelvin, în cazul vatei bazalce de la 0,3 și 0,35. Totuși, valorile date în diferite surse ajung la 0,340, 0,045, 0,350, chiar mai sus. Chiar și așa, este mult mai termoizolant decât multe alte materiale existente acum pe piață, lucru foarte bun de altfel. În al doilea rând, un avantaj al acestor materiale este faptul că este rezistent la foc. Clasa de reacție la foc este C0, deci incombustibil. Vata minerală bazaltică lucrează până la temperaturi chiar de la 600-700 grade Celsius, iar vata minerală de sticlă până la temperaturi de circa 200-230 grade Celsius. Astfel, observăm că vata bazaltică este folosită mai des în locurile unde se preconizează careva temperaturi mai mari, cum ar fi, de exemplu, sobe, centrale, etc., menținându-și astfel și caracteristicile sale termoizolante. Se spune că aproximativ până la 4 ore. Vata minerală nu arde, nu propagă și nici nu întreține niciun fel focul. Al treilea avantaj este faptul că este un material care cât de cât izolează fonic. Vata minerală are calități bune de izolare acustică, totuși vata de sticlă se comportă în acest sens mult mai bine decât cea bazaltică, cu diferență chiar și de 50, 60, 70 de decibeli între cele două. În al patrulea rând, o să menționez o proprietate a vatei minerale care în anumite cazuri este un avantaj, și anume că vata minerală este un material hidrofob și permeabil la vapori. Hidrofob înseamnă că are un nivel scăzut de absorpție a umidității. Permeabil la vapori, în sens ca să fie înțeles de toți, înseamnă ca și cum ar permite vaporilor de apă să treacă prin ea. Este greșit când se spune că vata minerală respiră. Ia încercați să puneți vată minerală la gură și să rosflați. Nu o să puteți. Sensul ce ține de a respira sau nu, ține de permisiunea vatei să lase apa, vaporii să treacă prin
masa sa, nu să îi rețină. Eu sunt de acord că vata minerală de calitate este un material hidrofob și permeabil la vapori. Da, eu sunt de acord. Totuși aceasta depinde și de densitatea materialului, de grosimea aplicării, de locul montării, de interacțiunea cu pereții sau alte structuri, podul sau, eu nu știu, orice altă structură intră în contact, cum se exploatează încăperea dată în care e pusă vata minerală, cât de corect a fost montată, dacă este oarecare ventilație sau nu, și așa mai departe. Acum, cineva, eu sunt sigur, o să găsească, care a văzut și video trecut, și o să sară să zică că, uite, eu singur pe mine mă contrazic, deoarece eu am spus în video trecut, la dezavantajele vate, că acest material este sensibil la umezeală și o absorbe. Da, eu sunt de acord că materialul respectiv este hidrofob și permeabil la vapori, în anumite cazuri este sensibil la umezeală și o absorbe, și ca să vă explic și ca să fiu înțeles corect, o să menționez următoarele. Deci, practic, o să dau analiza rând pe rând la ce am menționat în video trecut, corelat cu proprietatea care menționez la acest punct. 1. Am spus în video trecut ca să nu credeți pe cineva care să vă zică că vata este impermeabilă, deoarece ea e permeabilă la vapori și acest argument este în concordanță cu o anume caracteristică care eu acum analizez, vata ca material hidrofob și permeabil la vapori. Deci nu este niciun contrasens. Deci aici nu mă contrazic. În al doilea rând, am menționat în video trecut că în zonele cu umiditate ridicată, eficiența vatei minerale ca termoizolație scade. Acest argument este iarăși în concordanță cu caracteristica noastră, deoarece, fiind un material permeabil la vapori, vata deci teoretic se îmbibă cu o cantitate anumită de apă în masa sa. Iar când este umiditatea ridicată și cantitatea de apă crește. Iar dacă cantitatea de apă crește, crește și conductivitatea termică. Deci calitățile termoizolante scad. Plus că am specificat că dacă fibrele de vată se distrug, dacă se distrug, atunci la fel scad și calitățile termoizolante. Iar aceasta este logic. Apar rosturi, apar diferite căi prin care căldura nu este oprită în interior și liberată afară. Și invers, acest lucru pot spune și despre frică. În al treilea rând, am zis că în anumite condiții, apa poate condensa între vata minerală și folia antivapori. Acest lucru iar este în concordanță cu caracteristica noastră că vata este un material hidrofob, deci nu absorbe apa ca celuloza, de exemplu. Iar dacă sunt condiții de umiditate și diferență de temperatură între două suprafețe diferite, apare condensul, care are loc între vata minerală și folie. Eu nu trebuie să mă repet, rezistența împotriva difuziei vaporilor de apă este cuprinsă între 1 și 2, care depinde deja de densitatea materialului. Deci în vată, apa nu condensează, însă condensează imediat ce trece de ea, și anume pe primul material mai rece de aproximativ 12 grade Celsius. Plus că aici aș mai adăuga și următorul lucru, că acest lucru ține și de factorul uman. Dacă nu s-a montat corect sau nu s-a gândit corect sandwich-ul acolo, pot apărea probleme. Cred că asta ține de orice material. Dacă nu se montează corect, pot apărea anumite rezultate datorate caracteristicilor acelor materiale, rezultate care noi putem fie le dorim, fie să nu le dorim. Eu sper că am fost înțeles corect. Așa că, ce ține de permeabilitatea vatei minerale, dacă se creează condiții ca vaporii respectivi să nu rămână în structura vatei, da, ei migrează și duc mai departe, totul este ok. Însă dacă nu se întrunesc condițiile ca vapori normal să migreze prin structura vatei, nu știu, nu s-au montat corect, fie nu dovedesc vaporii să migreze datorită umidității excesive pe perioade lungi de timp, eu nu știu, atunci deja pot apărea situații descrise la mențiunea sensibilitatea la apă a vatei minerale, lucru care l-am menționat la dezavantaj. Eu sper că este clar. Al cincilea avantaj al vatei minerală este faptul că este rezistent la acțiuni chimice și biologice. Vata minerală, în general atât cea bazatică cât și de sticlă, este rezistentă la diferiți compuși chimici și biologici. De exemplu, polistirenul se poate deforma sub influența compușilor din petrol, spuma poliuretanică, de exemplu, poate crăpa și se exfolia dacă stă, de exemplu, la influență directă a razelor solare, alte materiale la fel își pot pierde anumite proprietăți sub acțiunea cărorva substanțe sau fenomene, inclusiv naturale, pe când vata minerală, în cele mai răspândite și comune cazuri de termoizolație, este rezistentă la coroziune biologică și chimică.
În al șaselea rând, acest material este rezistent la acțiuni mecanice. Dacă luăm, de exemplu, un ciocan și lovim o placă de bazalt sau un rulon de vată de sticlă, proprietățile de termoizolație acestei vate nu vor scădea, lucru care nu putem spune despre alte materiale. Vata de sticlă, de exemplu, tu ai să o pisezi înapoi, să deformeze la loc. Placa de bazalt are oarecare rezistență, deci la anumite forțe ea nu o să se deformeze. Deci totul este relativ ok. Fibrele din vata minerală sunt bine legate între ele și datorită și celorlalte caracteristici care acuză ușa le expun în continuare, face din materialul respectiv unul destul de rezistent la uzare, la deformări și la alte forțe care teoretic pot apărea în timpul folosirii acestui material. Tot ce ar mai repet, depinde totuși dacă este montată și exploatată corect. Un al șaptelea avantaj este faptul că pe piață putem găsi vată minerală de densități și greutăți diferite. Când vine vorba de densități și greutăți, aici deja intră în rol principalele deosebiri între vata de sticlă și vata minerală bazaltică. Vata minerală de sticlă este mult mai ușoară decât vata bazaltică, păstrând totuși plus minus aceleași performanțe termice. Densitatea începe de la 10 kg pe metru cub și în sus, chiar până la 150-160 kg pe metru cub, deja depinde în dependență dacă vorbim de cea de sticlă sau de cea bazaltică. Un al optelea avantaj al acestui material este faptul că există o flexibilitate, elasticitate și rigiditate diferită. De asemenea, când vine vorba de acest criteriu, intră în rol, în principal, diferențele dintre vata de sticlă și cea bazaltică. Noi deja urmând să ne alegem vata minerală care corespunde cerințelor noastre de pe șantier. Vata minerală bazaltică, având și o greutate și densități mai mari, este mult mai rigidă, nu își schimbă forma sub influența, de exemplu, a temperaturilor mari, despre asta deja discutam mai devreme, fiind pe larg utilizată în locurile unde se cere un termoizolant cu rigiditate ridicată și rezistență mecanică și la compresiune. În schimb, deja vata minerală de sticlă este flexibilă și astfel, datorită acestei calități, se folosește mai mult în locurile unde spațiile au diferite forme neregulare și mai greu accesibile, unde noi trebuie acolo să o așezăm, să o punem și așa mai departe. Deci, independent de situația noastră, ne alegem materialul dorit. Al nouălea avantaj la acestui material este faptul că greutatea și timpul de montare este relativ mediu. Se recomandă ca când se montează vata minerală, persoanele să poarte echipament de protecție, să aibă grijă să nu lase rosturi, să se respecte în tocmai tehnologiile de fixare, de susținere, de aplicare a vatei și să urmeze și alte reguli, independent dacă e vorba de vata minerală de sticlă sau de cea bazaltică. Nu este chiar atât de greu de montat, dar nici foarte ușor. La fel pot spune și ce ține de timpul de lucru. Eu personal nu am știut dacă acest lucru să-l includ sau nu la avantaje. Nu știu nici acum, doar că am dorit să vi-l aduc la cunoștința dumneavoastră. Și în al 10-lea rând, acest material este foarte popular, existând o gamă largă de alegeri. La fel ca și polistirenul, acest material este foarte variat, iar atât oferta pe piață este foarte mare, cât și cererea. Se poate întâlni în foarte multe magazine, la foarte mulți producători, de dimensiuni diferite, de densități diferite, atât de sticlă cât și bazaltică. Putem alege și termoizolanta în ruloane, în plăci, deja cum dorim și unde avem nevoie să termoizolăm. Acestea sunt 10 avantaje ale vatei minerale. Cu alte cuvinte, proprietăți care în anumite cazuri ne pot crea doar efecte pozitive. Acum, desigur, dumneavoastră o să mă întrebați unde putem folosi vata minerală. Eu nu vreau mult să vă rețin și nici nu vreau să fac un terci în capul dumneavoastră, o cașă, de aceea haideți să luăm totul pas cu pas, că așa e mai corect. Așa că despre unde se poate de termoizolat cu vata minerală, recomandările mele o să fie în video următor. La revedere!